Idee și ce le oferiți mămicilor sau viitoarelor mămici de aici în Ovidiu? Domnul primar, împreună cu Consiliul Local, a avut inițiativa să ofere mămicilor acest trusou. Cred că și în urma discuțiilor purtate în campania electorală și nu numai, dumnealor și-au exprimat dorința să primească mai ales cei cu venituri foarte mici. În Ovidiu există persoane destul de multe cu venituri foarte mici, cu venituri modeste. Și atunci, începând cu data de 1 martie, toate mămicile vor primi acest trusou, opțional, dacă își doresc, bineînțeles. El conține produse dintre cele mai diverse, generale. Haideți să enumerăm ce este într-un astfel de set. Pampers, două dimensiuni, șervețele umede, pudră, uleiuri, șampon pentru copii, biberoane. Care este procedura atunci când cineva vine la primărie, cum află de acest trusou pe care trebuie să-l primească și ce ar trebui să facă pentru a-l primi? Trebuie să depună o cerere sau ce se întâmplă? Da. În momentul în care vin să depună documentele pentru alocația de stat, dumnealor sunt informați că pot primi acest trusou și avem o cerere tip. Și depun documentele părinților, copii după documentele de identitate ale părinților și ale noului născut. Și la o dată ulterioară, în principiu cam în aceeași lună, dacă nu chiar pe loc, dumnealor primesc acest trusou. Care a fost reacția celor care au venit să ridice sau care au aflat de cadoul pe care îl face primăria Ovidiu? Mai întâi au fost surprinși. Sunt încântați că domnul primar și Consiliul Local s-au gândit și la bebeluși și primesc cu mare plăcere. Cu mare plăcere, nimeni nu a refuzat și nu am avut obiecții vis-a-vis de componența trusoului, adică să înlocuim anumite produse cu altele, dacă se va întâmpla lucrul ăsta fără nicio problemă. Deschid la șuzeți. Categoric, categoric. Dacă sunt produse pe care dumnealor le consideră a fi mai utile decât cele pe care le-am considerat noi, suntem deschiși, le înlocuim cu mare drag. Au trecut 5 luni, câte astfel de seturi ați oferit până acum localnicilor din Ovidiu? Deci până la momentul actual am oferit 54 de astfel de trusouri și de câte ori se epuizează stocul, îl reîmprospătăm și îi așteptăm cu mare drag. Tinerii căsătoriți care vin aici sau care vor să se căsătorească la primăria Ovidiu sunt surprinși cu un pachet pentru ei pe care îl oferiți gratuit. Ce conține acest pachet și mai ales cum v-a venit ideea aceasta? Așa este, din luna aprilie la inițiativa domnului primar a fost adoptată o hotărâre de consiliu prin care se spune că se specifică că tinerii căsătoriți din familiile defavorizate și nu numai, care nu au posibilitatea să își achiziționeze până la urmă aceste servicii. Exact, da. Un fotograf. Din partea domnului primar oferim un set de 5 fotografii și un CD cu filmarea momentului oficierii căsătoriei. Cum au primit ideea cei care au venit la dumneavoastră? Ați avut și cazuri în care poate n-au avut un fotograf sau un cameraman pentru că nu și-au permis acest lucru? Da, am avut și cazuri
trei familii, dacă nu mă înșel, care nu au avut fotograf, nu și-au permis să achiziționeze și au fost foarte încântați de această idee. Dar să știți că și aceia care au posibilitate și își angajează un fotograf, ca să zic așa, au primit ideea foarte bine și au fost încântați. În cele 4-5 luni de la inițierea proiectului, câte familii au beneficiat de aceste servicii? Zeci, sute? Zeci este, familii. da, zeci. Așa. De familii. Spuneți-mi exact ce conține pachetul acesta. Pachetul conține un set de 5 fotografii și un CD cu filmarea momentului oficierii, acela când tinerii spun da cu tot. Și semnează după aceea. Și semnează, da, exact.